Eu sunt Bogdan Cosmescu și vă invit să vedem împreună o partidă care a produs mereu meciuri echilibrate. De altfel, în ultimele trei partide directe jucate pe teren propriu, oltenii n-au reușit să marcheze. Au fost două de 0-0 și o victorie cu 1-0 a echipei din Sfântul Gheorghe. Corner pentru Craiova. Revenirea lui Ivan pare să fie de bun augur pentru olteni. Pare bun, periculos, lovitura de cap a lui Colici. Două parade excepționale ale lui Roland Nițui. Nu este Găban, Colici este cel care a lovit mingea. Iată-l pe Colici. Găman a fost pe recuperare, dar n-a reușit să șuteze. Agalovici a înscris lovitură liberă cu FCSB, dar bate Mitrea și este 1-0. Dacă nu este offside, este gol Bubacar Fofana. Da, 1-0 pentru Șepși. Nu cred că este vinovat Piliaceli. Șutul lui Mitrea a fost extraordinar de puternic. Cred că Piliaceli a avut prea mult de la acel șut. A vrut să prindă, cred, mingea. Era mai sigur dacă se hotăra să o boxeze. Așa scapă balonul în față și Fofana izbutește să puncteze. 1-0 pentru Șepși din minutul 17. Ei, nu știu dacă nu e offside. Nu știu dacă nu este offside. O reluare încă o dată de acolo din lateral ne-ar putea lămuri. Faza este la limită în orice caz. Și eu zic că aici este offside. Eu zic că aici este offside. Reluarea asta ne demonstrează. Gol marcat din offside de Fofana. Acțiunea lui Bancu și va fi unul. Nu se poate. Am zis că va fi 1-1. Nu se poate să ratezi de acolo. Elvir Colici șutează în bară. Este, cred, cea mai mare ocazie din cariera fotbalistului bosniac. Extraordinar, Nițui acum izbutește să blocheze. Protestele sunt inutile la minge, chiar dacă l-a atins cumva și pe Gustavu. Dar ocazia lui Colici este neverosimilă. Aici nu este offside, excelentă această pasă a lui Nistor pentru Bancu, excelentă pasă pentru Colici. Nu ai cum să ratezi așa ceva. Nu ai voie să ratezi așa ceva. Nu poți să dai că ai fost accidentat, că n-ai rit de joc, că nu ți-ai revenit. Este o superficialitate aproape, cum să spun, de pedepsit financiar. Dează Banco și este golul egalizator marcat de Gustavo. 1-1. A treia reușită a lui Gustavo în acest sezon și a treia reușită împotriva lui Șepși. 1-1. Gustavo egalează în minutul 32. Să vedem dacă n-am fost ăsta și aici. Cel puțin asta cer jucătorii Craiovei. Dar rezultatul este meritat. Cred că și ăsta este offside. Parcă piciorul lui Gustavo este mai aproape de linia porții decât piciorul lui Branislav Linai. 1-1. Faze grele. Am văzut că au venit acele simulatoare pentru pregătirea arbitrilor, pentru introducerea VAR-ului. Nu de văzut, suntem în România, ritmul... O fază promițătoare, greșeală imensă a lui Mitrea, Ivan! Prea altruist, vârfurile adevărate, cu instinct de killer, dau la poartă dintr-o asemenea poziție, dar ce greșeală poate să facă Mitrea? Incredibil. Este salvat de colegul său din apărare, Ninai. Pasă bună, rezistă Ivan în fața lui Ninai. Când dai cu ristul interior, acesta este efectul. Trebuie un șut cu exteriorul, a
așa să obține efectul care să trimite mingea lângă bar. Ivan își demonstrează încoată forța de pătrundere, demonstrează cât este de puternic. Rezistă la un umăr la umăr cu masivul stopper slovac Branislav Ninai, fotbalist care a mai jucat în Belgia, Turcia și Olanda. Cede din nou penalti și la semnalizarea tușierului se dă luptând la 11 metri la duelul dintre Ninai și Ivan. Proteste vehemente, tușierul este cel care a semnalizat, fază din nou foarte complicată. Foarte vehemenți sunt jucătorii lui Șepși. Și galben pentru Ninai. Ia să vedem. Da, îl împiedică acolo din imprudență pe Ivan. Dar după părerea mea este în afara careului. După părerea mea este în afara careului, dacă am văzut eu bine din această reluare. În fine, penalti pe care se pregătește să-l execute Gustavo. Din 2019, pe când juca la Liaoning Hongyun în Liga a doua chineză, n-a mai dat Gustavo o dublă. Căpățână și el în tribună. Gustavo față în față cu Nițui. Poate fi momentul decisiv al partidei. Gustavo! Gustavo! Apără Nițui! Rămâne 1-1.